Bărbatul din Dobrosloveni, acuzat că și-a răpit fosta concubină cu care avea și un copil, deși avea emis pe numele său un ordin de restricție valabil până luna viitoare, a ajuns seara trecută în arestul IPJ Olt, fiind reținut de oamenii legii după mai multe ore de audieri. Astăzi, magistrații au decis ca acesta să stea în spatele gratiilor 30 de zile. În continuarea cercetărilor, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Caracal au dispus reținerea bărbatului de 31 de ani pentru o perioadă de 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lipsirea de libertate și încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție a oricăreia dintre măsurile dispuse. În luna mai a acestui an, pe numele bărbatului, instanța de judecată a emis un ordin de protecție cu valabilitate de 6 luni de zile. În arest, dar la domiciliu, a ajuns tot pentru 30 de zile și un bărbat din Deveselu, care își teroriza fosta concubină, deși aceasta obținuse de la magistrații caracaleni un ordin de protecție încă din vară. Potrivit acestuia, bărbatul nu avea voie să se apropie la mai puțin de 100 de metri de femeie. În urma activităților desfășurate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Caracal, aceștia au constatat faptul că bărbatul de 42 de ani nu ar fi respectat ordinul de protecție emis de instanța de judecată la data de 28 iulie anului curent pentru o perioadă de 6 luni de zile, prin care era obligat să păstreze o distanță minimă de 100 de metri față de persoana reclamantă. De asemenea, bărbatul este bănuit că în repetate rânduri ar fi urmărit-o pe persoana vătămată atât la domiciliul său cât și la locul de muncă, provocându-i acestea o stare de temere. În cauză a fost întomit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare, hărțuire și încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție a oricăreia dintre măsurile dispuse. La data de 20 septembrie, polițiștii au emis o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, bărbatul fiind introdus în centru de reținere și arest preventiv al Inspectoratului de Poliție Județean Olt. Polițiștii din Olt au emis de la începutul anului 115 ordine de protecție provizorii, 66 dintre ele fiind confirmate de magistrați. Aceștia au emis în urma solicitării directe alte 24 de ordine de protecție. O treime dintre ele nu au fost respectate, așa că 39 de olteni s-au ales cu dosar penal. 34 dintre ei au încălcat un ordin de protecție emis de judecători, ceilalți pentru încălcarea unui ordin de protecție provizorie emis de polițiști. O parte dintre ei au ajuns în spatele gratiilor.